În Moldova au ajuns 160.000 de vaccinuri antigripale. Preparatele sunt destinate pentru categoriile cu un risc sporit de îmbolnăvire, lucrătorii medicali, cu laboratorii vamali, copiii din internate și persoanele instituționalizate în azilurile de bătrâni. Potrivit Centrului Național de Sănătate Publică, medicamentul de profilaxie al gripei a costat 64 de lei per seringă. În total, pentru lotul de 160.000 de vaccinuri antigripale de producție franceză, CNAM a cheltuit circa 10 milioane de lei. Vaccinul este omologat în Republica Moldova și dispune de certificat GMP pentru producere.